Avem comori de care nu avem grijă și riscăm să le pierdem din lisa, lipsa de interes a statului. România a fost cândva cea mai mare populație, a avut cândva cea mai mare populație de bivol din Europa, dar în trei decenii numărul lor a scăzut de 20 de ori. Iar specialiștii avertizează că în acest ritm laptele de bivoliță, atât de apreciat în toată lumea, ar putea dispărea complet de la noi. Nu suntem la safari, ci într-o fermă unică pe continent, singura stațiune în care cresc bivoli în Europa. Doar 500 de exemplare mai trăiesc acum în șercaia. Involuția este vizibilă, din păcate foarte drastică pentru această specie. Bubalinele românești, o specie cunoscută și apreciată, ne-au adus cândva faimă în toată lumea. În 1987, țara noastră se mândrea cu cea mai mare populație din toată Europa, peste 228.000 de capete. Astăzi, doar 15.000 de exemplare mai există în întreaga Românie. Fără să știm, suntem pe cale să pierdem o adevărată comoară. Produsele din lapte de bivolițe sunt delicatese cu efecte benefice asupra sănătății. Sunt produse care au un procent mai mare de grăsime, dar o cantitate mai mică de colesterol, deci ar fi indicate, eu știu, persoanelor care au ceva restricții alimentare. Obținute în mod tradițional, iaurtul, cașul și telemeaua de bivolițe sunt surse bogate de proteine, calciu și vitamina B12. Laptele întărește sistemul osos și ajută la creșterea imunității. Din păcate, fermierii se plâng că statul nu are suficientă grijă de această specie din ce în ce mai rară.